Eu vreau judecată țigănească între țigani. Cum să vină să filmeze? Tu ai nebunit la cap. Bună seara, stimați telespectatori. Bună seara, spectatori. Bună seara, stimați telespectatori. Bună seara, spectatori. Bună seara, stimați telespectatori. Bună seara, domnilor și doamnelor. Vine să râd de patroana. Vine să râzi că ai mâncat banii toți. Și-ți vine să râzi că te-ai pus și pe ulpita cu toia și pe aia. Doamne. Ți-e bine să râzi. Și mie da. Vine să plâng, că nu mai am bani, nu mai am nimic. Da. Am primit foarte multe mesaje de la dumneavoastră, de la fani, de la prieteni și am înțeles și eu că am greșit, că am chemat-o pe Vulpița aici și pe Viorel. Problema este în felul următor. Cam mare dreptate că le-am făcut ofertă lui Viorel și Vulpiței și văd că încă se dau mari și nu vor gen să vorbească cu noi, să spună și ei ceva, părerea lor măcar. Ce să spună și ei cu te? Oamenii ăștia, ăla Viorel, ce ai văzut? Că era cioban la voi? Ce ai zis că-i vedet acum? Ce ai cu omul? Lasă-l acolo în misiunea lui, la ce vrei să-l faci pe ăla? Să-l faci ca Loredana, ca Dana, ca Renata? Ce vrei să-l faci? Ce mi-aduci pe mine aici? Am greșit toți, așa e. Ce, să-mi aduci în casă mie aici români? Păi, problema este... Și pe urmă ia pe Anca și pleacă cu ea. Să o ia, să o plece... Ba, e dreptate la panice. Poate să o ia să plece unde a dus mutul dar iapa. Dar de ce? Eu am crescut-o de mică să crească copii, să țină gospodăria, să nu pleacă din casă. Am ținut-o de 20 de ani și acum s-o dau lui Viorel. Vezi, domne, dă treaba ta, care dreptate toți păi și atunci pentru cine mai ții pe Anca? O țin aici pentru nepot, pentru familie, pentru casă. Dacă vrea ea să se ducă să mărită, să duce. Dar nu vrea să se ducă. Nu auzi că nu se duce niciunul. Asta este până problema. Până la urma urmii poate să împacă cu tine. Păi asta dar este problema ei. Nu așa dintr-o dată cum vrei tu. Păi ai da. Făcut multe greșeli ca să revină și ea puțin să vadă... Bine, bine că... Da, am înțeles că ea... De ea acum este depresie. Din cauza asta este așa, Anca. Bună seara, mamă. Ce faceți? Bună seara. Uite. Tu de unde ai venit? Păi tu când ai venit? Acum ai venit? Da. Ce ai făcut? Unde ai fost plecat? Păi unde am fost plecat? Tu nu știi unde am fost plecat? La București. Tu la București. Da. Tot acolo la București. Am fost după Dara la București. Cum după Dara? Acum mă minți iar toată țara, toată lumea știe că vrei să o aduci pe Vulpița în casa lui tata. Eu vreau să o duc pe Vulpița? Da. Nu știu ce spui. Da, are dreptate fata. Păi cum să aduci tu pe Vulpița în casa lui tata, că știi că tata a zis să nu aduci românci, că româncile spurcă casa? Cum te-ai gândit tu să o aduci tocmai pe Vulpița ca să râdă lumea de noi, țigănia? Câți țigani avem în noi? Păi dar de ce să râdă lumea de noi? Ce treabă? Noi avem obiceiul nostru de țigani, da? Da. Cum poți să aduci tu pe Vulpița în casă la noi? Și să cum? Stă Vulpița cu tine și Viorel cu nevastă ta, e bine? Ce care e problema bine ta? Cum care e problema mea? Cum Anca a acceptat, Anca a acceptat să vină Viorel? Îi pare rău de Viorel, dar de tine nu-i pare rău lui Anca? Că te doare inima și că ești bolnav și că ai diabet și că ești bolnav? Cum am înțeles că îi pare rău de Viorel, ai vorbit cu ea? Te-ai pus pe toate, la toate știrile că îi pare rău de Viorel. Păi cum să-i pare rău de Viorel? Că Viorel e român din ăla unde aveam noi mulți români angajați când am făcut casa. Aveam angajați români în casă. Cum să luăm noi un român, să-l băgăm în casă cu Anca, să stăm în casă cu Anca, să filmezi tu? Nu am ai dreptate, aici tu ai dreptate, Olguța. Adevărul că am greșit. Tu cu Anca să râdă lumea de noi, țiganii și toată țara. Eu am zis ca să filmez și pentru canalul meu de YouTube. Nu mai ne trebuie. Ne-am săturat și de vedete și de tot. Nu, dar cum și să vedete, ce ne face vedetele astea? Cum să faci tu cu asta, să filmează Viorel cu Anca în pas și tu cu Ulpița? Cum așa ceva? Râzi de lume. Cum așa ceva la noi la țigan și în toată lumea și în toată Europa? Mă duceaș pe ai, mine de minte să aprop pentru ei. Ai și tu dreptate. Da. Aveți și voi dreptate. Tot ce vrei tu, tot ce vrei tu, tot ce visezi tu, tot faci. Nu mai acceptă. Păi din ce cauză? Ceva tu trebuie să faci. Eu am zis să vină Viorel ca să
filmeze și pentru canalul meu de YouTube. Ca să nu mai vrem, domne, dar nu problema mai este. Viorel, că Viorel e de la țarul țăran, un amărât, un vai de capul lui. Adică și cine e Viorel să-l aduci tu în casă? Cum să vorbească Anca cu Viorel? Cum, o prințesă din Strehaia să vorbească cu un angajat din ăla Viorel? Săraca amărât, cum nu, ai mamă, nu acceptăm. Și tu să o iei pe hulpița aia săracă de la vaci, de la acolo, să o iei să o filmezi în palatul lui tata unde a muncit toată o viață întreagă. Cum ai putut să faci tu asta? Nu, mamă, că nu-l las. Bine te gândești, aici te gândești bine. Cum ai putut așa? În alte treburi nu gândești bine, dar aici ai gândești bine. Nu de accept. Cum ai făcut așa în halul ăsta? Nu accept. Dar ai putut de o săptămână, am așteptat să fii acasă. Să vorbesc cu tine, cum să faci tu una asta? Nu las să fac așa ceva. Nu, ne mai gândim înainte. Ne mai gândim înainte să aducem bulibacea, să aducem să facem o judecată cu Anca. Bine. Anca ce trebuie judecată. Mă lași, o judecată țigănească. Eu vreau judecată țigănească între țigani, cu Anca și cu el. Păi să terminăm o dată cu balamul. M-a sunat toți țiganii din toate părțile. Din America, din la Suedia, din Belgia, din Italia. Da, ce zice țiganii? Mi-a zis, ce a făcut frate domnul? O ia pe hulpița nebunii la cap? Ce anu Anca să-l ia pe Viorel, cum au nebunii la cap? Nu halul facem așa ceva. Cum așa ceva în palatul lui tata? Să spurcați palatul lui tata din cauza Viorelului și nu hulpița. Facem noi așa ceva, nu facem așa ceva. N-aducem că nu e voie să eu pui... Eu n-am ce să mai vorbesc cu voi. Nu, nu e voie să... Am venit să spun nu-i să nu faci așa la ceva, noi că nu de lumea de noi, pentru ce faci tu asta? Pentru ce ai găsit să-mi filmez cu hulpița altă femeie, nu mai e? De ce nu-mi filmez cu Anca? Tu și cu Anca, ce faceți zi de zi, cum credeți nepoți, cum faceți? De ce nu-mi filmez cu Anca? Da, o Anca, de ce vrea pe Viorel? Cum a zis că-i pare rău de Viorel, dar de nu, tine nu? De ce nu-i pare rău de tine? Dom'le, vreai să iai o femeie? De ce nu-ți pare rău de Anca? Să fii stabilit, vreai să iai o femeie? Vorbește cu Loredana. Cu Loredana vorbește, dacă vrei să iai o femeie. Și gata. Ce să facem? Știu, stimați telespectatorii, problema este că au dreptate cu Viorel și Vulpița. O să discutăm, dar deocamdată cade oferta pentru Viorel și Vulpița, pentru că ei, dacă n-au răspuns la provocare, lasă rămân acolo în sărăcia lor, să rămână săraci. Lasă-le acolo, că nu sunt sărat, rămâne la... Ce m-am gândit? Ce n-am odină de tine. Ce? Ce s-a întâmplat? Păi ce, cum să duci pe Vulpița în casă? M-ai mâncat cu Vulpița. Am zis să vină să filmeze pentru canalul meu de YouTube. Cum să vină să filmeze? Tu ai nebunii la cap. Tu ai nebunii la cap. Cum să filmeze în casa lui tata să spurgă casa? Ai adus-o pe Vulpița, pe aia, pe amărâtă. Nu-i să dă în el, că toate vedetele ai adus pe Vulpița aia să... Să filmeze Hulpița în palatul lui tata, în casa lui tata, unde a muncit tata, nu? Dar ce s-a făcut Hulpița? Și ce s-a făcut Hulpița? Tu n-a auzit, tu n-a venit să dai în el, du-te. Tu n-a auzit, nu, ce Hulpița? Și ce? Dar ce treabă ai tu cu Hulpița? Bă, cum să duci tu o româncă spurcată în casă, cea mai amărâtă o să mâncă din toată lumea? Ai adus-o pe Hulpița. De ce am adus-o? Tu n-a auzit că eu nu mai anunțărei. Mă, tu să-mi bași pe ea. Ia, du-te să vă bași pe ea. Ia, ia pe ala la fursul, ia! Ia! Pare ce nu merită pe ala, îți dă în cap! Îți dă în cap! Îți dă în cap! Îți dă în cap acolo, să vezi cu scandal! Ce? Nu e încă aici, nu e. Nu e. Nu e aici. Ce, umbli după scandal? Umbli după scandal, tu umbli! Ai venit după scandal, aici, nu e aici. Da. Nu te doamne, lasă-te de aici. Unde s-a dus? Lasă-mi să-mi fac circ în cap. Eu nu știu cum să le-mi fac. Ai venit și ea, că pe Viorel aici. Eu nu știu cum să le-mi fac. Cine că... Ce caută Viorel aici? Ce caută Viorel? Păi și unde e Viorel aici? Păi cum să ducă pe Viorel aici? Asta e punerea cap. Să stea acasă, că-i pare rău de Viorel. De unde l-a găsit și ea amărâsă? Mă, nu l-a duce, lasă-i ultim pânzele în bac, tu ai venit să fac scandal. Lasă-ne! Unde o mai cauți? Lasă-ne că s-a dus la mama sa. S-a dus la mama sa, la casă, pe bolnav. Lasă-ne mai mult la venire. Du-te acasă și lasă-ne în pace. Du-te acasă și lasă-mă în pace. Nu mă duc acasă, unde ne-ai dus tu cu Hulpița? Unde e Hulpița? Ai adus-o în casă? Du-te acasă și lasă-mă în pace. Du-te acasă și lasă-mă în pace.
Stimați telespectatori, o seară bună vă doresc!